Doamnelor și domnilor, iubiți credincioși, primul colind din această seară, nun Comm der Heiden Heiland, exprimă așteptarea noastră în credință. Așteptăm venirea Mântuitorului și așteptând, îl rugăm să ne vină în întâmpinare, să ne deschidă inimile, să sălășluiască în adâncul sufletului nostru și să ne dea astfel parte de darurile sale sfinte, de pace și de iubire. Îl așteptăm astăzi, în această seară, în Biserica Neagră. Îl așteptăm în câteva zile când vom sărbători nașterea sa și îl așteptăm în anul nou, care va începe în curând. Credința însă înseamnă mai mult, înseamnă să-L așteptăm zilnic, să ne trăim viața în așteptarea Sa. Acestei așteptări este făgăduită împlinirea. De Crăciun, întreaga creștinătate sărbătorește împlinirea așteptării. În toate colțurile lumii se cântă Hristos s-a născut, spre lauda și preamărirea lui Dumnezeu. În această seară, colindele pe care le vom audia ne vor conduce de la așteptare până în final la împlinire. Această împlinire se reflectă într-unul din cele mai cunoscute colinde, Stille Nacht, Heilige Nacht, unde, în a doua strofă, vom cânta cu toții Christ der Retter ist da. Hristos, Mântuitorul, s-a născut. La fel ca și în ultima cântare din această seară, O, du fröhliche Weihnachtszeit, o fericită sărbătoare de Crăciun. Cele 8 limbi în care vom asculta în această seară colindele reprezintă lauda nașterii Mântuitorului care îi se aduce din toate neamurile. Această laudă și preamărire nu s-a oprit acum 2000 de ani în staulul din Betleem. De la păstorii care au ajuns primii la iesle, a pornit valul unei noi așteptări care a ajuns până la noi. O așteptare care am putea să numim așteptare împlinită. Păstorii s-au întors de la iesle în lumea lor, glorificându-L și lăudându-L pe Dumnezeu pentru tot ce au auzit și au văzut, după cum le-a fost spus. Plin de bucurie și de fericire, păstorii se întorc în lumea lor, se întorc la o așteptare împlinită, o așteptare care se naște din experiența împlinirii, o așteptare a celor care L-au primit în inima lor și în viața lor pe Iisus Hristos. Cu aceste gânduri vă dorim un Crăciun fericit și o audiție care să vă deslușească profunzimea mărturiei creștine. Pentru a facilita acest lucru, vă rugăm să nu aplaudați între piese. Înainte de ultimul colind, vă invit să ne rugăm împreună Tatăl nostru și să primim binecuvântarea lui Dumnezeu. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Gäste, ein bunt gemischtes Ensemble aus Schülern, die vier unterschiedliche Schulen besuchen, hat die Stiftung Forum Arte heute in der Schwarzen Kirche versammelt. Weit mehr als 200 Kinder und Jugendliche bieten uns heute ein bunt gemischtes Repertoire von Advents- und Weihnachtsliedern auf dem Weg von der Verheißung zur Erfüllung. Sie besingen nicht nur die Geburt Jesu, sondern bedenken auch Geschehnisse im weiteren Umfeld dieser Geburt, wie zum Beispiel den Kindermord des Herodes. Dieser erinnert zusammen mit der Flucht nach Ägypten an das Kreuz Jesu. Es gehört zur Krippe hinzu, ist aber nicht Ausdruck eines tragischen Endes, sondern Zeichen unserer Erlösung.
Durch die Auferstehung Jesu von den Toten wird uns sein Kreuz zum Zeichen der Hoffnung. Kreuz und Auferstehung Jesu machen die Krippe im Stall zu Bethlehem zum Erweis der liebenden Zuwendung Gottes zu uns. Diese liebende Zuwendung Gottes zu uns besingen die Advents- und Weihnachtslieder, und diese liebende Zuwendung Gottes zu uns ist der wahre Grund der Weihnachtsfreude. In diesem Sinne, Ihnen allen frohe Weihnachten. Thank you.
Parcă am auzit pe cineva spunând aici, wow, in dulci jubilo, da, cu dulce bucurie, cu energie, cu entuziasm, două sute de copii își unesc astăzi glasurile și vocile pentru a vă cânta sub coordonarea lui Ștefan Șlan, Colinde de Crăciun. Proiectul Ascultați Colindul Îngerilor se desfășoară deja a patra oară. Este organizat de Fundația Forum Arte cu sprijinul Bisericii Evanghelice CEA din România, Parohia Brașov. Dezvoltarea unor activități educaționale și promovarea tinerelor talente muzicale este unul din obiectivele noastre principale. În 2012, cu prilejul primei ediției, am oferit unei tinere un flaut. Diana, între timp, este studentă la Universitatea Națională de Muzică București, iar pe acel flaut magic, între timp, cântă un alt tânăr elev talentat. Ne bucurăm foarte mult că proiectul Ascultați Colindul Îngerilor a crescut an de an și am reușit să susținem copiii pasionați de muzică. Concertul din această seară este unul special. Fondurile strânse în urma concertului vor fi donate în totalitate Spitalului Clinic de Copii, mai precis secției de boli respiratoare. Cei care doresc să susțină această cauză pot face și ulterior o donație pe contul Fundației Forum Arte. După cum v-am spus, acest concert este transmis live acum pe internet și toată lumea care încearcă să se înghesuie aici în față poate vedea concertul după aceea, diseară de Crăciun, în liniște. Acum ascultăm mai departe concertul Îngerilor, Festival Sanctus. Santo, Santo, Santo.
De la atâta cântare de fete, orchestra, prin băieți, dorește să cânte și ea. A fost ad hoc un cântec al păstorilor să cânte și băieții în acest concert. Thank you.
Stimați părinți, stimați cunoscuți, stimați telespectatori, dragi copii, rolul meu este astăzi să dirijez și totuși aș dori să vă mulțumesc tuturora, fiindcă vă ocupați de muzică, că ați reușit să trimiteți copiii să facă muzică și că acești copii, în 4 zile de când am repetat, au parcurs un drum foarte frumos. S-au ridicat de la primele repetiții unde nu suna împreună, s-au ridicat până la acest corp frumos, instrumental și vocal, în care am reușit să învățăm colinde în 7-8 limbi. Aș dori să mulțumesc, în primul rând, dumneavoastră, că vă ocupați și că trimiteți copii. Avem foarte multă nevoie, chiar și la Brașov, de mulți copii care fac muzică. Potențialul este și poate și trebuie să fie valorificat și să continuăm mai departe. Foarte mulți dintre copii au frați. Îndrumați și pe aceștia să meargă mai departe. Dacă vom cânta acum împreună O ce veste minunată și următoarele 3 cântece, am dorit să sărbăm împreună sărbătoarea Crăciunului. Copii, împreună cu părinții, cu bunicii, cu cunoscuții, cu toți împreună celebrăm și sărbătorim Crăciunul. Și această cântare a noastră este foarte importantă. Aș dori să mulțumesc tuturor celor 4 școli care și în anul acesta s-au implicat. Școala gimnazială numărul 12, Liceul Teoretic Honterus, Liceele de Muzică din Sfântul Gheorghe și din Brașov, profesor coordonator Ingeborg Acker, Izabela Brașoveanu, Annegret Feder, Galina Târnovski, Constantin Banu, Bogdan Scurtu, Lufi Gelert. Aceștia au adunat forțele lor de care se ocupă, au pregătit copiii, i-am adunat împreună și astăzi cântăm cu peste 220 de copii în fața dumneavoastră. Toate aceste lucruri nu se pot face fără fonduri, chiar dacă copiii sunt foarte modești, nu cer bani și așa și trebuie să fie. Totuși, organizarea cere fonduri și mulțumim deosebit sponsorilor care și în acest an ne-au ajutat. Schaeffler România, Selgros România, Compressed S.A., Beat Software, parteneri, Agenția Metropolitană Brașov, RTT, 24 Fan. Cu voia dumneavoastră vă invit să cântăm cât putem noi de frumos și să umplem Biserica Neagră de următoarele cântări. Prima este cea mai cunoscută în limba română. Cred că toată lumea o va putea cânta. Vă mulțumesc frumos!
Colindul îngerilor ne invită să ne alăturăm corului îngerilor și al păstorilor care s-au întors de la Iesle. Tot ceea ce avem pe inimă acum, includem în rugăciunea Tatălui nostru, vă invit să o rugăm, să ne rugăm aceste cuvinte cu toți împreună, fiecare în limba sa maternă. După aceea vă rugăm să vă așezați din nou pentru ultimul colind. Să ne rugăm! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău, că a Ta e împărăția și puterea și mărirea în veci. Amin. Es segne und behüte euch Gott, der allmächtige und barmherzige Vater, Sohn und Heiliger Geist. Să vă binecuvinteze și să vă păzească atotputernicul și milostivul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin. Thank you.
Amin.